promisesem o serie de tutoriale pentru codițe și împletituri și, în principiu, diferite feluri în care vă puteți aranja părul. Așa că astăzi nu doar că o să facem treaba asta, dar vreau să vă zic și cum mi-am spălat părul, vedeți că este umed, abia ce am ieșit din duș. Și o să vă zic ce am folosit, o să-l usuc și mai departe o să vedeți, am pregătit niște idei foarte drăguțe, sper să și iasă. Eu am mai folosit acum ceva timp produsele Sios, după care am luat o pauză și am încercat alte șampoane, pentru că îmi place să încerc chestii noi. Și din ianuarie anul acesta ei au lansat o nouă gamă care este menită să ajute la fortifierea firului de păr, să facă mai puternic. Și așa am ajuns să încerc gama lor Sios Ceramic Complex, care ar trebui să-mi fortifieze într-adevăr părul de la rădăcină. Și este a, nu știu a câta oară când îl folosesc, cred că a patra oară când îl folosesc, am atât șamponul cât și balsamul. Eu le folosesc pe amândouă, niciodată separat, pentru că vreau să am rezultate optime și pentru că de regulă îmi place să urmez sfatul specialiștilor și cred că asta ar trebui să facă toată lumea. Deci întâi mi-am aplicat șamponul și apoi balsamul. Vreau să vă zic un adevăr, să zicem, din lumea stiliștilor pe care l-am aflat de la Sorin Stratolat, care de curând și-a deschis un canal de YouTube, și anume cum trebuie mai exact să ne spălăm părul. Mi-aduc aminte că eram micuță și îmi spălam părul ca pe rufe, exact așa, și am înțeles că nu este bine. Spălatul părului se face la rădăcină pentru că produsele oricum ajung prin legea gravitației la vârfuri. Așa că corect este așa și nu așa. De ceva timp încoace am observat că părul meu este mult mai hidratat, mai hrănit și se rupe mult, mult mai puțin atunci când folosesc o mască sau un tratament. Acum folosesc o mască odată la două spălări, cam așa. Însă am și dăți în care, mai ales după expunerea la soare, vreau să îi ofer mai multă hidratare și folosesc o mască la o spălare. Și ca să fie treaba, nu-i așa, pentru că lucrurile se fac împreună, lucrurile bune se fac împreună, am luat tot masca de la Sios, pentru că de ce nu, care și ea, la fel ca șamponul și balsamul, promite fortifiere și rezistență îndelungată a firului de păr. Poate vă întrebați de ce am ales aceste produse și de ce nu am mers pe altceva care poate promite același lucru. Ideea este că pe mine mă atrag foarte mult produsele care au, vorbesc ceva de keratină, care au keratină în componență și asta pentru că eu oricum am părul foarte zvăpăiat și din ce știu eu, tratamentele cu keratină ar trebui să-l potolească și să lase ceva mai drept și atunci eu folosesc produse cu keratină pentru că tot sper că poate la un moment dat părul meu să fie ceva mai cuminte. Acum o să-mi descurc părul și pentru că am început să urmăresc poate chiar și de două ori un clip de hairstyling, asta nu pentru că mă pasionează în mod deosebit, dar pentru că vreau să ofer o îngrijire bună, am descoperit că este foarte greșit, total eronat, să îți pieptăm părul de la rădăcină către vârfuri și că cel mai bine este să pornești de la vârfuri și să mergi ușor-ușor spre rădăcină, pentru că altfel vei tinde să te blochezi undeva pe aici, pe unde este el încurcat și să tragi și să mai rupe și mai mult păr, așa că eu mi-am schimbat obiceiul de a-mi descurca părul și o să facem cum spun specialiști. Totuși, pentru că o să vrem să facem niște tutoriale de păr, o să trebuiască să băgăm ceva produse de styling în el ca să stea locului și pentru asta o să folosesc această spumă de păr tot de la Sios, care are și asta keratină în ea și ceramide. Și ce este foarte tare la spuma asta de păr și abia cum am văzut este că nu este spumă din aia care rămâne lipicioasă, este spumă care așează firul de păr, puteți să o dați jos prin pediere și partea cea mai bună este că această spumă poate fi aplicată pe păr când părul este umed pentru că protejează împotriva căldurii. Bam! Produs de styling și protecție împotriva căldurii uscătorului de păr. Nu e mișto?
Acestea fiind spuse, acestea au fost cele 3 idei de tutorial pentru aceste lucruri pe care tocmai ți le-ați văzut. Curioasă care vă place mai tare, sincer să fiu, mie îmi place codița prima. Profit de ocazia asta ca să vă zic și că am văzut că ei au o promoție foarte interesantă. Dacă veți cumpăra orice produs iOS din magazin, cu numărul bonului fiscal și cu data acestuia, mergeți pe site-ul www.ilovesios.ro și introduceți datele astea și există posibilitatea să câștigați fie kituri de șampon, balsam și răsfăți la voi acasă, puteți să câștigați ședințe de răsfăți la saloane dedicate, iar marele premiu este o excursie în Tokyo. Sunt sigură că asta vă place, nu-i așa? Nu vă mai rețin. Sper că v-a plăcut tutorialul și nu uitați că puteți să mă urmăriți pe Facebook, blog, Instagram și pe Snapchat. ID-ul meu este Denisa Simamă. Ne vedem într-un nou clip. Pa, pa! Also, thumbs up pentru că sunt neașteaptă în clip. Au!